Programele Senior Voyage se adresează tuturor categoriilor de vârstă și profesie. Persoanele în vârstă de cel puțin 55 de ani beneficiază de anumite avantaje. Orice persoană poate călători în cadrul acestor programe, dar cei care nu au împlinit încă vârsta de 55 de ani vor trebui să achite un supliment în valoare de 25 de euro. Reduceri există atât pentru pensionari, cât și pentru ceilalți turiști care aleg programele Senior Voyage. Orice senior poate fi însoțit de o persoană care nu a împlinit vârsta de 55 de ani. Aceasta va beneficia de același preț subvenționat ca și seniorul pe care îl însoțește. În această toamnă, de mare interes și la mare căutare sunt pachetele Senior Voyage. Ce presupun aceste pachete? Dat fiind faptul că nu mai este sezon, de obicei se fac pe capete de sezon, respectiv toamna, când vremea nu este atât de bună și gradul de ocupare în hotelul nu este atât de mare, ce se întâmplă în acel moment? Hotelierii din vest scad foarte mult tarifele și atunci putem să facem pachete extrem de avantajoase în destinații, cum ar fi Toscana, Veneția, Istanbul, Israel, Egipt, Sicilia, Napoli, Sorrento. Și când zic că avantajos, mă refer că o săptămână de vacanță ajunge undeva la 400 de euro de persoană, în care avem inclus bilet de avion dus întors până la destinație, cazarea cu demipensiune sau pensiune completă în cameră dublă standard și două excursii opționale incluse. Pachetele de seniori se adresează persoanelor care au împlinit 55 de ani, dar contra unui mic supliment de 25 de euro, la aceste pachete pot avea acces și persoanele care nu au împlinit 55 de ani, respectiv chiar și tinerii, și orice persoană interesată poate călători pe un pachet de seniori. Tot legat de pachetele pentru seniori, din Iași avem programate câteva plecări către Elveția și către Toscana, un pachet de o săptămână cu demipensiune, două excursii opționale și zbor din ea, și ajunge undeva la 440 de euro de persoană, deci un tarif destul de accesibil pentru cine vrea să plece din zona Moldovei în vacanță. Nici vacanțele exotice nu se lasă mai prejos, acestea fiind din ce în ce mai cerute de suceveni. Iar la mare căutare în această toamnă sunt destinațiile exotice, pe care avem numeroase oferte speciale. Când zicem exotic, ne referim la Cuba, ne referim la Mexic, la Punta Cana. De exemplu, o vacanță în Punta Cana de o săptămână, de 7 nopți, 8 zile, cu zbor din Madrid, cazare în regim all-inclusiv, transfer și asistență turistică la destinație, ajunge la prețul de 800 de euro de persoană. Deci nu vorbim neapărat de tarife foarte mari, cel puțin gândiți-vă când la noi ninge și este vreme urâtă, în Punta Cana se poate face plajă, deci este una din destinațiile care s-au solicitat și care s-au dat foarte bine. Dacă însă este să ne gândim, trebuie să-i luăm în calcul și pe iubitorii de schi, Austria, din punctul acesta de vedere, este foarte competitivă. Un sejur de 5 zile, 4 nopți în Carintia, în Austria, cu ski pass inclus, cu acces la piscine, cu demipensiune, deci 5 zile, 4 nopți, ajunge la prețul de 300 de euro de persoană. Și automat este un pachet care are incluse toate costurile și poți să-ți faci o vacanță reușită de 5 zile, 4 nopți la ski pentru iubitorii de ski. Turiștii români care aleg destinațiile exotice au vârste între 30 și 50 de ani și în general sunt persoane care au propria afacere ori au funcții de conducere. Avocații și medicii sunt cei mai mari amatori de vacanțe exotice. Veniturile lor lunare sunt cuprinse între 1.000 și 3.000 de euro și sunt dispuși să plătească pentru vacanțe mii și chiar zeci de mii de euro.